Bună ziua! Ați fost convocați în ședința ordinară prin dispoziția primarului 95 19 10 2018. Supun spre aprobare procesul de fapt de la ședința trecută. Cine este pentru? Și așa s-a scăzut mandatul ăsta, 4 ani, 3 luni,
comunitatea consiliului. Eu m-am raportat la ce spune regulamentul pe care l-a actualizat la Tatăl. Dacă vrei să rămână, eu l-am menționat. Într-adevăr, dacă o portiți pentru situațiile neprevăzute, puteți concide ad hoc ce le urmează pe care mă departe. Nu mai trebuie elaborat și proiectul ca aceeași persoană. Da, pentru că trei luni consecutiv. Nu mai trebuie elaborat proiect de hotărâre, trebuie hotărât, trebuie și un supreambul în momentul în care cel care este desemnat președinte nu poate veni tura respectivă să fie un supreambul care este în situație. Și practic se va întocmi, se va aproba o hotărâre la trei luni. Am făcut această observație ca să nu existe discuții care ne arată într-o situație, știu, delicată. Că nu puteam ține ședință sau în alte motive de lucru. Practic asta e o prevedere legală și logică în acela. Dacă vreți să mergeți pe această regulă, cât mai bine. Daniel, mă bine, doamne jurist, mi-e bine să iasă și o hotărâre de principiu în sensul ăsta. Pentru că e important, într-adevăr, să respectăm legea, să existe un președinte acceptat în temeiul legii și să putem desfășura pur și simplu deliberări. Mulțumesc pentru că ați acceptat ordinea de zi. Înțeleg că pot să invite doamna consilier Grigore să vrea conducerea ședinței de azi. Domnule primar, doamna consilier, domnilor consilieri, mulțumesc că votările de la contrată și de plan deschise ședința din 24 la 10 a 2018. Procesul verbal din ședința anterioară deja a fost supus la vot. Voi trece la primul punct de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind execuția bugetului Consiliului Local al Comunei Bătălești, pe trimestrul 3, inițiator domnul primar. Domnul primar, aveți cuvântul. Conform legislației în vigoare, mă refer în primul rând la legea finanțelor publice locale, legea 273 din 2006, completată, modificată printr-o ordonanță de urgență. Și spuneam în mod logic din necesitatea de a respecta transparența în cheltuirea banului public, a bugetului, a executivului bugetului local, atât pe partea de venituri cât și pe partea de cheltuieli. Este serios, așa cum se prevede în normativul amendat, la 3 luni să prezentăm o ședință publică spre analize și deliberare, aprobare, în ultima instanță, execuția bugetului Comunei Bătălești pentru perioada ultimelor 3 luni. În expunerea de motive la acest proiect de hotărâre, am plecat, așa cum am reamintit, de la legea finanțelor publice numărul 273/2006, modificată și completată prin ordonanța de urgență 63 din 2010, articolul 49, alineatul 12. Am făcut aici referire, mă refer la raportul compartimentului financiar contabil din primăria Bogdănei și, așa cum reameteam, la principiile fundamentale privind utilizarea veniturilor aparținând bugetelor publice. Ați luat cunoștință de ceea ce de referință în executarea bugetului local pe ultimele 3 luni. Puneam atât pentru partea de funcționare, cât și pentru partea de dezvoltare. Cei care avem suficientă experiență, mai ales care aveți experiență în unor mandate, mult sigur avem cu toți în memorie un fel de conducte de orez, un grav, să-i spunem, oarecum similar a evoluției bugetului.
pericol, în primul rând, dar cred că putem atenta partea de legi la partea de cheltuieli. În primele trei luni ale executei bugetarului și chiar în trimestrul al doilea și al treilea, ținutoida aceasta are o ascendentă. Oamenii pe bună dreptate își achiză taxa și pot obligați de față de bugetul comunei, nu numai persoanele fizice, persoanele juridice, toți cei care, conform codului fiscal, trebuie să plătească taxe și impozite, inclusiv cei prezenți aici. Procentul de realizare a veniturilor proprii, în primul rând, că acestea ne interesează, în primul rând, cele care vin prin efectul legii bugetului țării, de la Direcția de Finanțe sau de la Consiliul Județean, practic virează sumele comunicate. Principala noastră problemă la realizarea veniturilor este pe acest segment al veniturilor proprii, încasate din impozitele și taxele pe care le plătesc contribuabile la bugetul local al, al comunei. Ați văzut în referatul domnului contabil procentul de 134%, aproximativ similar cu aceeași perioadă din anul trecut. La partea de cheltuieli, aici situația este relevantă, în sensul că lucrurile sunt și mai dificil. Nu neapărat din cauza administrației locale din comunări, ci din cauza situației de, de sistem. Astfel că la partea de cheltuieli pe secțiunea de funcționare a văzut un procent de 16%, iar la secțiunea de dezvoltare un procent numai de 1%. Această situație se simte explicând nu numai prin ritmul anormal de, de încep în derularea investițiilor, ca asta înseamnă secțiunea de dezvoltare, dar și cu faptul că noi am apucat să se cheltuim din alocarea primită de la Ministerul Dezvoltării pentru Prăbunea și Canalizare. N-am apucat să cheltuim pentru investiția propriu-zisă, pentru implementare. Aici, evaluare, de sistemul de achiziții publice. Suntem în fază de evaluare a ofertelor din punct de vedere tehnic. A doua etapă, prima etapă a fost etapa de conformitate. Normal că în primul interesat așa ceva pentru sunt primul responsabil sau ordonator de credite. După câte știu, practic, s-a cam încheiat faza de evaluare tehnică. Au rămas trei ofertanți din cinci care s-au înscris. Celalalt au fost declarați neelegibili. Urmează ca Agenția Națională a NRMAP-ul să verifice conformitatea ofertelor. Dacă le declară valide, atunci se va intra în ultima etapă de derulare procesul de achiziție publică, și anume oferta financiară. Așteptăm cu toții ca să putem trece în etapa următoare. Și sperăm că nu o să avem probleme deosebite sub aspectul eventualelor contestații. Putem semna contractul care cuprinde a
atât proiectarea, vorba de proiectul tehnic, cât și execuția. Speranța noastră este ca pe parcursul discuției bugetare aferente anului următor să putem începe investiția propriu-zisă. Deocamdată atât referitor la investiția bugetară. Prezentarea detaliată acestui proiect de hotărâre din instituția bugetului comunului Bogdănești. Dacă sunt prescrieri la vădăm acestui proiect. Dacă nu, propun spre aprobare acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Toată lumea, da? Și 11, 10 voturi, proiectul este aprobat. Eu vă mulțumesc, repet, dumneavoastră cunoșteați în ședința de ieri, conținutul acestui proiect de hotărâre, care înseamnă două articole. De principiu, la primul articol am propus să se aprobe execuția bugetului local de semestrul de vedere anului 2018, conform anexelor care fac parte integrantă din proiectul de hotărâre. Și la articolul al doilea este cel cunoscut ca o procedură de cutumă. Secretarul Comunei Somonțului Vasilic a comunicat hotărârea compartimentului financiar contabilitate, primarul Comunei Bogdănești și instituție prefectului și județul Bacău. Mulțumesc pentru bunăvoință dumneavoastră. Să-i dăm cuvântul și domnului președinte la Comisia numărul 1, Comisia de Studii Proporții Economice, Sociale, Buget, Finanțe și Administrarea Domeniului Public și Privat să-și exprime punctul de vedere în legătură cu acest proiect. Da, doamne și domnule consilier, Comisia numărul 1 a dat avut favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi. Cu 10 voturi, acest proiect de hotărâre. Trecem la punctul 2 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Local al Comunei Bogdănești, cu privire la faptul că inițiatorul este domnul primar. Domnul primar, aveți cuvântul. Cu acest tip de hotărâre, cu rectificarea bugetului, ne-am mai întâlnit. Uneori a fost aprobat, alteori a fost declarat invalid. Și aici am stat, am reflexat ce s-a întâmplat la cele două ședințe. Anticipez un pic și poate să fie surprins, dar eu consider că a fost declarat invalid ilegal. Apropo de legislația în vigoare, finalmente ideea de bună credință. Analizând cauzele care au condus la declararea lui la atare, nu a fost aprobat. Se menționează și în procesul verbal al ședinței, apropo de ceea ce se menționează în procesul verbal al ședinței de dreptate. M-am uitat atât pe legea administrației publice, 215 actualizate, cât și pe regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Și chiar m-am informat la alte primării, la Consiliul Județean și la Prefectură. Chiar am făcut o adresă, o solicitare pentru clarificarea situației la Prefectură. În momentul când o să primesc statut oficial, evident, pot să-l prezint în același cadru. Din punctul meu de vedere, spuneam, pornesc la ideea că el a fost declarat în mod ilegal, nu a trecut. Este vorba de ceea ce prevede legea, în primul rând. Legislația, indiferent de perspectiva legea administrației publice locale sau statutul alegerilor locale, avem hotărârea prin care s-a actualizat regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local. Acolo se menționează clar, la articolul 45,
Din lege se menționează că mai multe categorii de hotărâri, se, printre care, la primul aliniat, litera A, se precizează că hotărârile referitoare la bugetul local se aprobă cu majoritatea consilierilor în funcție. Da? Majoritatea ce se înseamnă? Cine are mai mult? Da? Majoritatea. Și pe cei care i-am rugat să ne lămurească, ne-a dat răspunsul pe care îl așteptam, de fapt. Majoritatea consilierilor în funcție din numărul de 11 consilieri înseamnă 6. Acest lucru l-am aflat de la Consiliul Grecian. Acest lucru l-am aflat de la secretarul municipiului Onet. Probabil că o parte dintre dumneavoastră cunoașteți. Consiliul Local Onești are 21 de consilieri. Ei acolo hotărârile, mă rog, în afară de cadrul social, când se votează hotărârile privind patrimoniu, care înseamnă alte. 11 consilieri, deci 11 din 21. Bine, a fost o eroare la noi de comportament care pleacă tot de la necunoașterea din intervistul acesta așa. Cel care trebuie să declare un proiect de hotărâre acceptat sau nu, dacă a trecut sau nu, în urmă votul este președintele de ședință. Secretarul Comunei, dacă are obiecții, eu nu vreau să discutăm în momentul în ședință, dar vreau să clarificăm situația pentru prezent și pentru viitor. Legal, o să fac o obiecție în scris, pe care o explică Consiliului, sau pur și simplu nu semnează hotărârea pentru legalitatea. Dacă are temele. Tot dacă nu ne-am propus dreapta în proiect de hotărâre nelegal. Pentru că el merge la control de legalitate și nu ne-am folosit nici nouă celor care avem majoritate. Apropo de această sinteagmă. E clar, acum, după validarea mandatului domnului Vlade, că avem majoritate, cum am mai avut și în alte situații. Păi, cum altfel ar trebui să înțelegem majoritatea dacă avem 6, opoziția, prin natura situației, are 5 mandate de consilier. Chiar dacă acum opoziția numără numai 4, pentru că de la alte, după cât știu, este un loc vacant, am fost prezentat, după cât știu. Asta este situația în mod legal. Acum, referitor la nou proiect de hotărâri care figurează în atenția dumneavoastră pentru deliberare, la ședința de astăzi. De explicare, când s-am spus, eu reamintesc pentru respectul legii, este o modificare, o îndreptare, dacă vreți, în cadrul bugetului local, în sensul de a conferi ceea ce se numește adaptabilitate bugetului și influență. Un buget, dacă îl plătiți, poate mai ajută din pedică la un moment dat, tot la partea de funcționare, la partea de întreținere, a stat pe loc, pentru că el a fost blocat prin neacceptarea propunerii de rectificare. Legislația din domeniul financiar condiționează, evident, rectificarea de mod sigur, cel puțin o condiție. Să ai ce rectificare și să asiguri echilibru între partea de venituri și partea de cheltuieli. În mod firesc, nu poți să cheltui mai mult decât bani ai. Asta o
constată când familia noastră a primit de care gata. La propunerea asta întâlnim două aspecte, oarecum contradictorii. Ni se diminuează atât acea adresă de la director de la Bacău, ni se diminuează, ni se dă, mai mult se diminuează decât de. Și în același timp am mai eliberat și credite din cele prevăzute de la bugetul existent, tocmai pentru a debloca situația, pentru a găsi soluții financiare, să, mai ales pentru secțiunea de funcționare, să putem face ceea ce se așteaptă. Au fost discuții aici, le-am reținut și consider că au fost discuții justificate, ca să mișcăm lucrurile, în special pe secțiunea de funcționare. Ați avut materialul necesar pentru reflecția dumneavoastră la ședințe de astăzi, un referat de necesitate. Tocmai pe acest domeniu, pe care răspunde prin dispoziția mea, domnul viceprimar, probabil dumneavoastră o să vă referiți la aceste aspecte. Eu o să dau citire proiectului de hotărâre, care cuprinde patru articole, după cum urmează. La primul articol propun aprobarea rectificării bugetului local de județul 4 de data aceasta la secțiune de funcționare, cu suma de -59,30 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform situației anexe, se face parte integrantă prezentă hotărârii. Dacă vreți, conform adresei primite de la Direcția de Finanță, care ne anunță diminuarea creditei, diminuarea planului la impozitul pe venit, am mai atins acest aspect, probabil și datorită unor cauze reale din sistem, sunt alte unități administrative în dificultate de credite. Au bani mai puțin, pur și simplu, au venituri reduse față de noi. La un moment dat au mai fost necesare credite pentru plata salariilor, în învățământ. Situația de genul acesta. Articolul al doilea. Aprobarea rectificării bugetului local de județul 4 prin virarea de credite de la un capitol la altul, ceea ce spuneam mai întâi, cu suma de 40.000 lei la secțiune de funcționare, atât la partea de venituri și la partea de cheltuieli, conform situația mea, face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul al treilea, după aprobarea hotărârii, urmează să fie adusă la îndeplinire de către doamna Răcăuțeanu Romene, consilier în aparatul de specialitate al privatului comun de Bogdănești. Ultimul articol, adică al patrulea, cu următorul conținut, după aprobare, secretarul Comunei domnul Ciori Vasile va comunica hotărârea domnului Andrușcă Nicolae, primarul Comunei Bogdănești, compartimentului financiar, contabilitate și instituție prefectului județului Bacău. Eu cam dat atât. Domnul Prezentarea acestui proiect de rectificare bugetară și dau cuvântul domnului președinte al Comisiei numărul 1 să-și exprime punctul de vedere legătură cu ceea ce s-a hotărât ieri în ședința pe comisie. Domnul președinte, vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Doamne și domnule consilieri, Comisia numărul 1 economică a studiat acest proiect de hotărâre și s-a votat cu aviz favorabil prin 3 pentru, 2 împotrivă, s-a dat aviz favorabil acest proiect. Vă mulțumesc. Mulțumim și noi, domnul președinte. Dacă mai sunt doar la cuvânt, pe tema acestui proiect de hotărâre. Da, vă rog, domnul consilier, la aveți cuvânt. Domnule primar, domnule și domnule consilier, în urma ședinței de ieri de comisie, noi, consilierii din opoziție, ne-am întâlnit și ne hotărâsem să votăm pentru. Pentru că domnul primar azi ne-a prelucrat anumite probleme care, într-un cuvânt, ne-a spus, domnule, dacă votați, dacă nu votați, tot noi suntem majoritari. Vreau să votăm potrivit structurată. Nu, ați spus asta. Nu, ați spus asta. Eu mulțumesc că ai rămas acelea două pe care ai prins-o de zbor. Nu, mulțumesc. Eu
este prin drept în ședințele anterioare. Să vă părere. Da. Mulțumesc. Dacă mai sunt luări la cuvânt, dar vă propun spre aprobarea acest proiect de rectificare bugetară. Cine este pentru? Șase voturi pentru. Mă așteptam, mă așteptam, mă așteptam, mă așteptam, pentru că mai au un interes, dar este drumul, dar mai departe. Împotrivă. E ceva pentru comun. Avem ceva pe rată la urmă. Nu, dar nu e pentru comun, e pentru ambiție. Fiecare își face treaba. Dar de ce considerați treaba asta pe ambiție? Este o opțiune a lumea. Da, domnule, vă mulțumim. Când v-am dat cuvânt, deci nu le-ați luat cu viceprimar, cu consilier, vă sunteți la cuvânt. Corect. Mulțumesc. Trecem la punctul 3 pe ordinea de zi. Solicitări adresate Consiliului Local al Comunei Bogdănești. Se pare că nu avem solicitări. Da, mulțumim pentru participare. Ok, domnul Răstier. Acest statul 3-a 1, domnul Pura, spunea că solicitarea adresată Consiliului Local și diverse. A trebuit să totdeauna să cuprindă și la diverse, vin cu asigurări, cu probleme de asta. Aș întreba cu domnul primar. Da, eu accept, da, cu cea mai mare. A fost cu de-aia contă, mai mult. Da. N-a ajuns la noi, raportul, NAT l-a trimis și s-a întâmplat. Da, am primit decizia Curții de Conturi, nu dar de constatare și așa mai departe, dar ne-am primit după ce am făcut convocare. Și acolo scrie, în prima ședință de Consiliu, e documentația principală adresată Consiliului Local prin intermediul secretarului comunei, care o va prezenta. Mai este decizia care este adresată în calitate de ordonator de credit. Eu și așa intenționam să țin o ședință cu cei care sunt colaboratori în aparatul primăriei, pentru că avem propriile concluzii care se impun ca atare. Chiar dacă nu primeam documentația la Curtea de Conturi, eu aveam planificat această ședință, probabil săptămâna viitoare. O să facem acest deci, în propria ședință. O să aveți. Pentru că este obligată legală. Și în întrebare, să înțeleg că deci, investiții în care s-au fost la drumozia și astea nu sunt ceva anul ăsta, nu? Pentru că am avut ceva impediment cu obținerea autorizației. Aici am obținut finanțarea, deci bani aveam. În schimb, nu întâmplător vorbeam de aspectul birocratic din administrația de deasupra noastră, fără îndoială că toți am putut. Ca dovadă că am obținut deja contractul de finanțare cu fonduri europene, am anunțat lucrul acesta. Am avut probleme ca suntem pe cale spre obținerea autorizației. Și vă dau un singur exemplu. Exact într-o situație similară, de tot o traversare peste Râul Iisus, în zona Filipeti, avem pungere acolo, pe care am obținut-o foarte simplu de la Consiliul Județean. Acum, s-a găsit cineva să spună că n-am avea dreptul de a construi în Albea Râului Iisus. Culmea e că am fost cu adresă de la Apele Române, de la Bacău, care spun că avem dreptul să construim. E pe care cum vede fiecare. Nu mai dau un exemplu. Un juric de pe la Consiliul Județean consideră că lucrurile nu sunt foarte clare. Am reluat deja demersul. Și într-o anumită situație ar fi fost
posibil, dacă obțineam autorizația de consiliere undeva prin lunile august, poate și septembrie, dar nici așa nu era foarte sigur că puteam să demarăm niște lucrări în alte. Implică niște riscuri la un moment dat în evoluția vremurilor. Adică nu sunt de joacă. Și e că personal mai convenabil să demarăm lucrările anul următor, pentru că și procedura de licitare, de semnare a executantului, durează. Doamna, că este aici. Și decât să ne grăbim și acceptăm orice fel de construcție, de constructor niciodată n-am agreat așa ceva, dacă nu convinge un constructor, pentru că mai ales un pot, că toate construcții și altfel, că se făcut ca lumea să rezistă. Cam asta e situația. Altceva? Și noi, dacă nu mai sunt situații de prezentat, declarăm închisă ședința de data de 24 a 10 a 2019. Mulțumim pentru participare. Mulțumim.